Făcând un pas mai departe, despre ce este vorba în filocalie? Care sunt marile teme filocalice și, desigur, care sunt câțiva din marii părinți ai bisericii care sunt incluși acolo cu câteva dintre textele lor? Aș porni chiar de la titlu. Filocalie, iubire de frumos, iubire de frumusețe. A cui frumusețe? Este frumusețea vieții spirituale, în fond. Și mai departe, trecând în subtitlu, este filocalia Sfintelor Nevoințe, că sunt niște necesități care trebuie trăite, care arată cum se poate omul curăța, lumina și desăvârși. Și iată algoritmul după care trebuie citită, cred, filocalia. Ca traducerea titlului, iubire de frumusețe, dar nu de frumusețe înțeleasă ca dimensiune estetică, ci de frumusețe înțeleasă ca bunătate, ca sfințenie. Îndrăznesc să spun ca frumusețe, așa cum a înțeles-o Dostoevski când a spus că frumusețea va salva lumea, bunătatea, sfințenia, virtutea. La aceste lucruri esențiale se referă frumusețea care ni se dezvăluie în filocalie. Și iată, cu astea marile teme ale filocaliei, de fapt. La ce se referă această culegere de scrieri? La frumusețea vieții duhovnicești, care este alcătuită din ansamblul virtuților care trebuie practicate. Virtuți care sunt dispuse scalar, cumva, scopul deci final, iată, e un text cerut, este un text care merită mereu revizitat, este un text care este căutat, după cum bine spuneați, și am fost impresionat de asta, oameni din spațiul laic care sunt sau încep să fie fascinați de filocalie. Este un lucru cu totul îmbucurător acesta. M-aș bucura ca această fascinație să fie cumva strunită de luciditate, să nu existe pericolul alunecărilor, care întotdeauna există această ispită, și să nu se vadă în recomandările filocalice de viață spirituală vreun soi de exotism bizar. Ca să nu existe acest pericol, cred că măsura cea bună a lucidității trebuie să însoțească întotdeauna lectura textului. Mai ales că una dintre temele centrale este discernământul. Absolut. Buna socoteală, buna socotință. L-aș menționa pe Evagrie Ponticul, de pildă. Mare pe intelectual al vremii lui trebuie accentuat lucrul acesta. Da. Pe care Părintele Stăniloae îl recuperează extraordinar și asta este absolut de admirat. Această recuperare scripturistică a lui Evagrie Ponticul. Un scriitor foarte important pentru tot ce a însemnat demersul ascetico-mistic al răsăritului. Cineva ar putea spune că în sensul acesta viclenia diavolului pare a fi nesfârșită. În realitate nu e așa. Asta este exact semnul descurajării. Din acest moment al conștientizării stării achediei se recomandă mai departe o reîntoarcere către sine, o revizuire totală a propriilor stării câștigate până atunci. Progresul trebuie să fie necurmat. Ultimul termen din acel algoritm de care am pomenit la început este desăvârșire. Desăvârșire nu înseamnă săvârșire, nu este un sfârșit. Desăvârșire este altceva, este un progres care trebuie să persiste etern.